Bună dimineața, Dani! Bună dimineața, Răzvan! Așa este, sunt la o sală de scrimă și până acum, să știi că m-am antrenat, copiii mi-au pus probleme. Peste 300 de copii vor participa în acest weekend la o competiție internațională de sabie. Alături de mine se află campioana mondială, fosta campioană mondială, Dorina Matei. Bună dimineața! Bună dimineața, Floricica! Vorba colegului tău, Dani! Bună dimineața, Dani! Bună dimineața, Răzvan! Ce faceți aici? Pentru ce vă antrenați în weekend o mare competiție internațională? Păi ne pregătim pentru o mare competiție internațională, așa cum ai spus și tu, da? Unde vom avea vreo în jur de 300 de participanți. Suntem la a treia ediție, dar anul acesta vom avea și participanți din alte țări, cum ar fi Bulgaria, Spania, Grecia. Deci de la an la an progresăm. De ce se aleagă copiii acest sport? Noi, sincer, te dezvoltă din toate punctele de vedere, te dezvoltă armonios, frumos, atât mental cât și fizic. Trăim într-o familie specială. Pentru mine, scrima a fost ca și a doua familie. Fiind o fire foarte băiețoasă, așa, m-a temperat foarte, foarte mult. Tu ai fost singura noastră campioană mondială la scrimă. Știu că ai participat în 2003, nu? În 2003 la Havana, da. Cum a fost acolo? Știu că ai o poveste destul de amuzantă. Da. Înainte de acest campionat mondial, am fost anunțată din diverse motive că nu voi putea participa la acest campionat mondial. Între timp m-am lăsat, că am spus că eu nu pot să mă antrenez dacă nu particip la mondiale. Cu două zile înainte de Havana am fost anunțată că voi participa la acest campionat mondial, dar cumva am fost luată a patra fată din echipă, mai mult ca rezervă. Și uite că din a patra fată la echipă am câștigat campionatul mondial din 2003. Cât de costisitor este acest sport pentru un părinte? Acum depinde cât vrei să investești. Costumul diferă de la firmă la firmă, dar în principiu nu costă foarte, foarte mult, dar eu spun că merită. Și țin pe această cale să le mulțumim părinților că sprijină foarte mult copiii. La ce vârstă putem duce un copil la scrimă? Noi începem cu copiii de la vârsta de 7 ani. Atunci considerăm că este o vârstă adecvată pentru a începe scrima. Vreau și să vorbesc cu un băiețel sau cu o fetiță. Văd că toți sunt în timpul antrenamentului. Îmi chem tu pe cineva? Sigur. Ca să Sebi. E lângă noi? Sebi! 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 Între timp... Sebi, hai aici lângă noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Câți ani ai tu și de cât timp faci scrimă? Am 10 ani și fac de 3 ani scrimă. Și de ce ai ales să faci scrimă? Pentru că mi-a plăcut foarte mult acest sport și mi-am dorit. Ai mai făcut și alte sporturi înainte? Mi se pare karate doar. Și m-am lăsat. Ai participat și la concursuri? Nu. Acasă ce faci? Te joci și te mai joci alt fotbal, nu știu, pe calculator sau stai toată ziua cu sabia în mână? Mai mă joc cu sora mea cu sabia. Sora lui, făcând și scrimă, are doar 6 ani, este cea mai mică fetiță, exact, da, da, Ania, da. Ok, mulțumim mult de tot că ne-ați primit. Așteptăm pe Dani la un duel, îl provocăm la un duel. Mulțumim mult de tot, Dani, Răzvan, v-am pupat. Mulțumim, Floriana, n-am știu că ești și stângace și nici nu știi să noți. Acum am aflat. Dacă... Nu cred că e stângace, cred că vrea să țină cu dreapta microfonul și n-a avut nicio șansă, îți dai seama. N-a mai practicat scrimă, au pus-o și cu mâna stângă. Aș vrea să stabilim un lucru. De ce cumva toată lumea are ceva cu mine? Adică l-așteptăm pe Dani la un duel. Așa, alintă-te, dănuțule, că de asta e emisiunea asta de 4 ore. Ce sunt eu aici? Ciuca Bătăi? Da, da, da. Îl așteptăm pe Dani la un duel, la un copil, la un...